ziua și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre dorința, despre șansele, dar și barierele pe care le au studenții și absolvenții de studii superioare în a se angaja și ideal ar fi în domeniul în care au studiat. Discutăm de asemenea despre pârghiile și ceea ce le pune la dispoziție Universitatea din Craiova prin centru de consiliere și orientare în carieră, astfel încât cât mai mulți dintre absolvenții de învățământ superior craiovean să-și găsească locul pe piața muncii. Discutăm despre toate acestea cu doamna dr. Cristina Soare, director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, institut ce aparține de Universitatea din Craiova. Bună ziua, Cristina, mulțumesc că ne ești alături. Bună ziua, mare drag! Studenții noștri, observăm cu toții că, cel puțin în ultimul deceniu, sunt mult mai aplecați către a-și găsi un loc de muncă. Cred că dacă până în 90, foarte puțin dintre cei care studiau la zi alegeau să-și meargă către piața muncii, deja după anii 2000, aș putea spune, asistăm la un fenomen în masă al studenților care își doresc, în paralel cu studiile universitare, să desfășoare și alte activități, fie ele plătite sau nu. Da, este adevărat, este un lucru bun, a devenit independent și din punct de vedere financiar, de ce nu, însă toate aceste hotărâri, aceste decizii trebuie să aibă în vedere a nu afecta programul de pregătire și teoretică, mă refer la parcurgerea studiilor de licență. Acest pas ar fi mai bine să se întâmple undeva la finalul studiilor sau eventual chiar în cadrul studiilor masterale, unde deja ei au deprinderea de a învăța, sunt deja specializați într-un anumit domeniu și știu cam în ce direcție se îndreaptă. Dacă totuși se hotărăsc, este bine să participe la stagii de practică în domeniu, să participe la traininguri, la partea aceasta de educație non-formală în care se dezvoltă atât personal cât și profesional, iar Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferă nenumărate oportunități în acest sens, de așa manieră încât să deruleze, să se implice în activități de voluntariat, dar voluntariat în ce sens? În sensul de foarte aproape de domeniu de studii sau într-un domeniu apropiat, într-un domeniu conex. De ce fac trimitere la legea voluntariatului din vara anului 2014 și foarte mulți dintre tinerii, cel puțin studenții Universității din Craiova, au fost informați de către echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și nu numai, colaborăm foarte bine cu reprezentanții Convenției Organizațiilor Studențești, președintele fiind Radu Antohi, care de curând, și trebuie să-l felicităm, a devenit și prim vicepreședinte la Uniunea Națională a Studenților din România. Exact, Oltenia este fruntașă și din acest punct de vedere. Este un om valoros și un om care în mod clar va duce la dezvoltarea Uniunii Naționale a Studenților din România. Revenind la subiectul nostru, din punctul meu de vedere, este bine să se implice în aceste activități de voluntariat, așa cum am spus, într-un domeniu sau în domeniul de studii sau într-un domeniu conex, pentru a se recunoaște ca experiență profesională. De ce spun acest lucru? Nu spun acest lucru întâmplător. Iată, una dintre activitățile principale ale Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este și sprijinul oferit în ceea ce înseamnă redactarea curriculumului vitae, da? Deci CV-ului. Și aici avem rubrica foarte importantă și de multe ori goală, pentru că este o realitate, însă tinerii noștri au înțeles că nu mai trebuie să apară cu acest gol în ceea ce înseamnă această rubrică de experiență profesională, activitatea de voluntariat. Un lucru extrem de important, pentru că foarte mulți dintre tineri erau cumva supărați că de ce li se cere experiență la 23, la 24 de ani, că nu au de unde să o aibă. Nu au avut posibilitatea, exact, pentru că își afectau programul pentru aferent studiilor. Un alt aspect, până se ajunge la partea de angajare efectivă, acest voluntariat îi poate ajuta în obținerea unor burse de performanță, burse pentru voluntariat. Au fost bursele FOCAR, Forumul Carierei, eveniment care s-a derulat la finele anului 2016, prima ediție, și Universitatea intenționează ca toate proiectele care încurajează activitatea de voluntariat, încurajează dezvoltarea personală și profesională a studenților, să devină ediții anuale. Adică nu se întâmplă doar o singură dată, ci an de an. Bineînțeles, experiența
îmbogățindu-se, devine și se extinde la nivelul tuturor celor 12 facultăți ale Universității din Craiova. Forumul Carierei a fost un eveniment extrem de bine primit, cel puțin în rândul studenților, dar și în rândul agenților economici. Universitatea din Craiova creând, practic, prilejul ca cei doi poli să se întâlnească, să comunice, să spună nevoile, să-și răspundă la întrebările pe care le au. Așa este. Forumul Carierei a avut în vedere, pe lângă partea de educație informală care clar s-a oferit prin intermediul atelierelor carierei, deci au avut loc ateliere ale carierei derulate de către angajatori pe specificul fiecărei facultăți în parte, vorbim de peste 97 de specializări la nivel licență, la nivelul celor 12 facultăți și de asemenea training-uri derulate și de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și de către CCOC. O să folosesc acronimul pentru a putea transmite mai multe informații. Training-uri care au ajutat la dezvoltarea personală și profesională a studenților, iar cele susținute de angajatori în mod clar le-au oferit posibilitatea de a stabili un dialog direct cu reprezentanța ai mediului socioeconomic. Orice poate fi mai important decât să-ți iei informația direct de la sursă. Să pui întrebări, să ți se ofere răspunsuri de așa manieră încât să te lămurești dacă mergi în direcția corectă sau dacă trebuie să-ți regândești traseul profesional. Un alt aspect, pe lângă discuțiile cu angajatorii, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră are în cadrul echipei un psiholog, deține bateria de testare CAS de la Cognitron, este o baterie de testare psihologică, îți oferă posibilitatea în urma completării unor teste acreditate, de a-ți contura profilul, de a vedea dacă ceea ce îți dorești tu se potrivește cu ceea ce poți tu. Adică ai abilitățile necesare, ai cunoștințele necesare pentru a te îndrepta în acea direcție sau trebuie să-ți regândești drumul. E un aspect foarte important care poate preveni, aplicat fiind, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, e un lucru foarte important și țin să-l subliniez și pe această cale, această consiliere în carieră ar trebui să înceapă undeva din gimnaziu. De ce spun acest lucru? Este foarte important să ne alegem un liceu, deci studiile liceale, pe un traseu care ni se potrivește și să continuăm un drum corect. Corect în sensul de ni se potrivește. Nu există corect în sensul strict al cuvântului. Dar un traseu profesional care se potrivește și cu ce posibilități avem noi ca indivizi. Bun. Și în condițiile în care am ales corect liceul, apoi, sprijiniți de consilieri psihopedagogici, există profesori consilieri în cadrul fiecărui liceu, există un astfel de cabinet, am îndrumat elevii să apeleze la serviciile acestui consilier. De ce spun acest lucru? Este foarte important să ne stabilim o specializare și o facultate pentru care să optăm, care ni se potrivește, pentru a preveni abandonul universitar. Care, din păcate, înregistrează cifre alarmante. Înregistrează, în primul an de studiu. Înregistrează cifre alarmante tocmai pentru motivul pe care l-am menționat. Și de aceea, pentru a preveni acest aspect, noi colaborăm foarte bine cu CJRAI, cu CJAP, la nivel de DOL și nu numai. De altfel, Universitatea din Craiova în fiecare an a semnat și anul acesta a semnat parteneriate cu cele 5 județe din zona sud-vest Oltenia. Deci există o bază de colaborare la nivel de inspectorat, respectiv universitate, care prin centru de consiliere și respectiv CJRAI și CJAP există posibilitatea de a le oferi sprijin în timp util, nu când este prea târziu. Deci, din punctul meu de vedere, se pot preveni aceste aspecte având la bază o mai bună colaborare între cele două părți, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și respectiv CJRAE și CJAP la nivelul tuturor celor 5 județe. Și până la urmă, printr-un interes al elevilor, a pune mâna și a căuta, și căuta locul, a se uita pe oferta pe care o are Universitatea din Craiova, cum spuneai și tu, o structură extrem de complexă care acoperă o arie foarte largă de specializări, a veni la Universitatea din Craiova, a se întâlni cu cadrele didactice, a vedea laboratoarele, astfel încât a se potrivi pe viitorul lor, până la urmă despre asta vorbim. Există astfel de evenimente și foarte pe scurt o să menționez câteva. Este vorba, începem cu Caravana Învățământului Oltean, care anul trecut s-a derulat sub titulatura de Maraton pentru UCV. Se derulează în cele 5 județe din zona sud-vest Oltenia. Mai exact, echipa CCOC, însoțită de reprezentanți ai Convenției Organizațiilor Studențești, ECOS, pe scurt, intră, parcurg
liceele din zona sud-vest Oltenia de așa manieră încât elevii să primească informația în timp util. Anul trecut a avut loc acest demers la finele anului. Deci am ales această modalitate, de regulă era în primăvară. Ori am socotit că este un pic târziu. De ce? Ei deja sunt hotărâți. Mă refer la clasele terminale a 11-a și a 12-a și atunci am considerat utilă schimbarea perioadei de așa manieră încât să aibă timp să reflecteze, să contacteze consilierul psihopedagogic, să își aplice acele teste de așa manieră încât decizia în momentul în care au venit la universitate să știe exact ce li se potrivește, adică să nu aleagă doar de dragul că sunt locuri bugetate sau de dragul că ar crede că au șansa să prindă un loc la buget. Nu este în regulă acest tip de alegere. Și aș mai adăuga eu, nici de dragul părinților, care sunt, de foarte sunt multe ori vor să-și îndeplinească visul carierei lor prin copii. De multe ori se întâmplă aceste proiecții, adică nu am realizat eu să realizeze copilul meu. De asemenea, un factor foarte important este și de influență în ceea ce privește decizia privind studiile universitare, este grupul de prieteni. Deci, ideea este că nimeni nu va lucra în locul tău. Tu trebuie să ții această decizie și trebuie să o iei în cunoștință de cauză. Din punctul meu de vedere, consilierul psihopedagogic și noi, echipa CCOC, trebuie să mergem către ei. Pentru că sunt în acea perioadă a adolescenței în care poate nu acordă atât de multă atenție acestor aspecte. Ori, cunoscându-se urmările în condițiile în care nu se urmează pașii adecvați. Din punctul meu de vedere, personalul care este pregătit în acest sens al consilierii în carieră și orientare profesională trebuie să fie proactiv. Generația aceasta, generația, spune eu, de liceeni de astăzi, respectiv de studenți, este o generație ceva mai nerăbdătoare, mai aplecată către partea financiară. Vedem lucrul ăsta și din faptul că foarte mulți dintre ei merg încă din facultate și își caută locuri de muncă și așa mai departe. Lucrați, modelați din acest punct de vedere personalități și modelați cariere până la urmă la centru de orientare și consiliere în carieră. Ce le-ați spune celor care vor cu tot din adinsul să facă bani? Auzim extrem de des această formulă. Vreau să fac bani. Da, este o formă de a spune. Eu nu cred că este un obiectiv în sine. De foarte multe ori ei sunt nevoiți să facă. Să lucreze din timpul studiilor. Dar, din punctul meu de vedere, nu e un lucru greșit atâta timp cât nu-ți afectează pregătirea de la facultate. Ideea este să găsești un echilibru. De așa manieră încât să înveți pe parcursul anului universitar, nu în salturi, doar în sesiune, și lucrul acesta îl facem în timpul trainingurilor, avem managementul învățării, managementul stresului, îi consiliem de așa manieră încât să nu le fie greu în sesiune. Și lucrul cel mai important, că de aici am pornit, este să învețe cu memoria de lungă durată. Sunt acele cunoștințe care, în momentul în care vei ajunge să lucrezi într-un domeniu conex sau în domeniul tău de studii, te vor ajuta. Ori dacă tu ai învățat cu memoria de scurtă durată, ai învățat în salturi, ai învățat cu noapte înainte de respectivul examen, nu vei ține minte nici 24 de ore după ce ai terminat examenul. Absolut nimic. Pentru că nu învățăm cu memoria logică și este logic. Ori, din experiența și personală, eu sunt sociolog la bază, dar din experiența personală, pot să spun că în condițiile în care ai învățat pe parcursul întregului an universitar, nu ai o problemă în a ține minte și a folosi informații pe care le-ai învățat și în anul întâi de facultate. Chit că ai făcut licență, masterat, doctorat. Dar se leagă, și un lucru foarte important pe care îl transmitem încă de pe băncile liceului, tinerilor, elevilor, studenților din anul întâi, este foarte important să-ți păstrezi partea de specializare. Adică nu oscilăm, facem o facultate pe științe exacte, după aia facem un master pe socio-umane. Ideea e să avem un fir care leagă cele trei cicluri. Ideal ar fi să se încheie cu doctoratul și, de ce nu, există și școli studii postdoctorale pentru cei mai ambițioși. De ce spun că e foarte important? Pentru că vorbim de studiile Polonia, da? Ce vorbim? 3 ani în loc de 4,
la majoritatea, masteratul, care este într-adevăr opțional, însă este bine să-l faci. De ce? Pentru că în fața unui angajator, în momentul în care îți vine un contracandidat cu studii de 4 ani, nu le numesc studii de lungă durată, studii de 4 ani și tu vii cu 3 ani de studii, curicula este diferită. Și automat tu ai dezavantaj, în primul rând, din punct de vedere cantitativ. Poate tu ești bine pregătit. Și de aceea este bine să-ți faci un masterat, dar un masterat care să se lege, să ai un miez comun cu studiile de licență. Asistăm și foarte mulți dintre tineri gândesc a face un master într-un domeniu nu neapărat conex studiilor de licență, înseamnă șanse mai mari pe piața muncii. Înseamnă șanse mai mari și tocmai am dat clar motivul. Dar, pe de altă parte, din punct de vedere al informațiilor și al cunoștințelor, sunt cumva, au un handicap în fața unui absolvent, atât de ciclu de licență, cât și de ciclu de master în același domeniu. Este adevărat, în condițiile în care sunt foarte diferite. Dacă sunt apropiate, este un lucru bun. Așa cum am spus, trebuie să existe un miez comun. Ai un fond de cunoștințe, nu pleci de la zero. La master deja te specializezi clar pe o anumită direcție. Dacă ai făcut, ți-ai căpătat un fond de cunoștințe, vorbim de anul 1, deja în anul 2 cam te hotărăști cam care ți este traseul, în anul 3 deja ești decis, la master în mod clar trebuie să urmezi ceva ce ți se potrivește. Dar singura chestiune este să nu fie foarte, foarte diferite. Asta este tot. Cadrele universitare ușor, ușor au început parcă să încurajeze, cel puțin la ciclul de masterat. Studenții chiar sunt încurajați să lucreze. Orarul este adaptat în funcție de nevoile studentului masterand. Avem de regulă cursuri după ora 4. Da, este adevărat, este un lucru bun și așa cum am spus, deci este recomandat ca în timpul studiilor masterale să înceapă să lucreze cu carte de muncă, să spun așa. Până atunci, din punctul meu de vedere, este foarte bine să mergem pe activitățile de voluntariat, să acceseze stagii de practică, nu neapărat cele obligatorii, da? Există și posibilitatea să mergi la angajator, să-ți depui portofoliu și să fii acceptat în cadrul unor stagii de practică, acestea nefiind neapărat obligatorii. Și care, așa cum am spus, conform legii voluntariatului, le putem valorifica în cadrul CV-ului la rubrica de experiență profesională. Și atunci avem și noi un CV cu care ne putem prezenta mândri că ne reprezintă, pentru că știm despre ce e vorba. Noi am fost acei actori, un lucru foarte important în cadrul CV-ului, nu redactăm acolo doar de dragul de a umple respectivul CV, ci trebuie să avem o bază, adică noi am trecut prin acele experiențe, putem să vorbim. Și de ce spun acest lucru? După ce prezinți portofoliul de angajare, să zicem că treci cu brio și ești acceptat. Ce urmează? Interviul. Ori, în condițiile care ai declarat... Foarte dificilă pentru foarte mulți dintre aceia care s-au limitat doar la partea de studiu, în momentul în care sunt puși față în față cu angajatorul și trebuie să susțină un interviu și să fie atenți la modul în care se prezintă, la tot ce înseamnă limbaj non-verbal, până la urmă, inclusiv din punct de vedere vestimentar, modul în care se prezintă. Da, și nu numai pentru interviu, inclusiv pentru prezentarea în cadrul unor conferințe, inclusiv pentru prezentarea la curs, la laboratoare, la seminar, e foarte importantă partea asta de comunicare. Exact cum a spus puțin mai devreme, să-mi coordonez foarte bine, să-mi gestionez foarte bine emoțiile, să le las doar pe cele constructive, să se evidențieze, să le estompez pe cele care mă dezavantajează, gen tremurul vocii, tremurul mâinilor corpului în general. Deci să-mi gestionez foarte bine tot ceea ce înseamnă comportamentul non-verbal. De asemenea, a participa la astfel de traininguri organizate de Centrul de Consiliere și Orientare Carieră, îi ajută foarte mult în ceea ce înseamnă nu numai dezvoltarea personală, ci și dezvoltarea profesională. Învățăm efectiv cum să ne prezentăm la un interviu cu toate aspectele. Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, sunt role play-urile, adică pur și simplu ești pus în pielea personajului. Poți să citești 10 cărți și să nu înțelegi ceea ce poți înțelege dintr-o experiență practică pe parcursul a 5-7 minute. Pentru a veni în sprijinul absolvenților și studenților săi, Universitatea din Craiova, dacă nu mă înșel eu, undeva în toamna anului trecut, a venit cu un forum al carierei, cu o întâlnire între actorii principali, ba mai mult decât atât, prin voi, încearcă să facă și un fel de plasare a studentului la locul de muncă, astfel încât să-și găsească foarte bine locul și să știe să se și prețuiască.
să aibă șanse egale în momentul în care discută, negociază cu un potențial angajator. Da, forumul carierei asta a urmărit. De fapt, vorbim de factorii principali. Vorbim de student, beneficiarul în principal, vorbim de piața muncii, reprezentanții mediului socioeconomic și vorbim de mediul academic, cadrele didactice noi. Iată, acel triunghi, până partea la urmă, care îi pregătește. Da. Deci, exact. Și în cadrul acestui triunghi, automat, prin acest forum al carierei, asta s-a urmărit. Punerea în masă a actorilor principali de așa manieră încât să-și transmită ce nevoi, ce așteptări, să se pună de acord în ceea ce înseamnă direcțiile strategice de așa manieră încât toate aceste trei părți ale triunghiului să fie mulțumite. Pe lângă acesta, periodic, fiecare facultate își dezvoltă diverse tipuri de sesiuni de dezbatere și de consiliere cu angajatorii din domeniu, respectiv cu studenții săi. Dacă nu mă înșel, chiar la începutul lunii aprilie, pe 3 aprilie, Facultatea de Horticultură, de data aceasta, organizează o astfel de dezbatere în care sunt invitați angajatori din piața muncii, din horticultură, evident, și studenții săi. Este adevărat. Fiecare facultate, bineînțeles, că urmărește să prezinte studenților angajatorii, potențialii angajatori ai absolvenților de mâine, însă ceea ce făceam eu referire, în ceea ce privește focarul și nu numai, și proiectul Carierata contează, scris și obținut, iată, de Asociația de la Litere, de la SFL, urmăresc, de fapt, invitarea a celor mai importanți reprezentanți ai mediului socioeconomic și au fost, pe lângă ateliere ale carierei, prezentarea standurilor. Au avut posibilitatea atât elevii de liceu, cât și studenții, de a intra în dialog direct cu reprezentanții mediului socioeconomic. Un lucru excepțional și care ar trebui să se întâmple și mai frecvent decât se întâmplă. De ce? Pentru că au posibilitatea să comunice, au posibilitatea să facă schimb de date de contact și, de ce nu, în condițiile în care apar noi locuri de muncă, să participe la interviu de angajare. Beneficiile sunt multiple pentru ambele părți, atât pentru student absolvent de studii universitare, dar și pentru angajator, pentru că astfel poate să-și aleagă cei mai buni studenți pe care să-și formeze așa cum dorește. Pentru compania în care încearcă să le recruteze. Așa este. Beneficii multiple și vedem o aplicare din ce în ce mai accentuată a Universității din Craiova către aceste aspecte. Eram obișnuiți cumva în urmă cu câteva decenii ca instituțiile universitare să se aplece pe ceea ce înseamnă studiu intens și mai puțin pe această parte de deschidere către angajatori, către mediul economic, de conjugare, așa cum spuneam, a forțelor. Până la urmă, universitatea pregătește forța de muncă pentru angajator. Angajatorul are interes direct de la universitate pentru a-și lua cei mai buni angajați. Vedem o deschidere, așa cum spuneam, și o adaptare a ofertei educaționale. În mod clar, orice universitate trebuie să aibă în vedere nu numai ce se întâmplă în timpul anilor de studii, ci și ce se întâmplă și după. Și în acest sens, Universitatea din Craiova are în vedere monitorizarea inserției socioprofesionale a absolvenților pe piața muncii, atât la nivel licență, masterat, cât și doctorat, și de asemenea adaptarea programelor de studii în ceea ce înseamnă cerința pe piața muncii. Adică nimic nu se întâmplă haotic, ci în funcție de cerere și ofertă. Orice universitate care se respectă trebuie să aibă în vedere acest lucru, iar în strategia Universității din Craiova există acest aspect și chiar lucrurile se extind, se îmbunătățesc, se eficientizează de la an la an. Vedem de asemenea și pe partea de practică, mult timp s-a pus așa ca o pată neagră aceea că se învață teoretic și mai puțin practic și că studenții în momentul în care devin angajați știu foarte multe noțiuni teoretice, dar mai puțin practice. Așa cum am spus, o soluție foarte bună este implicarea în activități de voluntariat, implicarea în activități de internship, implicarea în activități de stagi de practică, nu neapărat cele obligatorii, pentru că, așa cum știm, fiecare facultate, în funcție de specific, are stagiile de practică prevăzute
în mod obligatoriu. Ori, aceste și experiențe... foarte mulți dintre noi, îmi cer scuze că te întrerup, foarte mulți dintre noi, cred că ne amintim, cei care am fost studenți cândva, de colegi de-ai noștri, care au și rămas în companiile în care și-au făcut stagiile de practică. Asta sau intershipurile. Asta vreau să spun. În condițiile în care angajatorul este mulțumit, te vede că ești responsabil, punctual, ești implicat, dorești să înveți, este mod clar că nimeni nu s-a născut învățat. Însă faptul că ești însetat de cunoaștere, ești însetat de dorința de a te dezvolta, este apreciat și bineînțeles că angajatorii apreciază acest lucru și cei mai buni dintre stagiari sunt opriți prima oară pentru part-time, perioadă de probă, bineînțeles, part-time și apoi angajați pe durată nedeterminată. Dar se întâmplă în momentul în care angajatorul te consideră că ești cu adevărat bun și implicat. Aș vrea să vorbim un pic și despre un alt proiect desfășurat de Universitatea din Craiova prin voi, respectiv proiectul Studenții noștri pot mai mult, un proiect ajuns deja la a cincea ediție, care vine, așa cum spuneam, din nou în sprijinul studentului, prin aceea că îl scapă cumva de acel handicap pe care l-au foarte mulți dintre cei tineri, și anume acela al lipsei de încredere. Da, este într-adevăr, în 2017 ajungem la ediția a 5-a, așa cum am spus, proiectele care se dovedesc a fi cele mai eficiente și care duc la dezvoltarea studenților, indiferent de ciclu, licență, masterat, doctorat, duc la dezvoltarea acestora, se continuă de la an la an. Studenții noștri pot mai mult, ce încurajează partea practică și exact cum a subliniat, ați insufla încrederea în tine, a avea posibilitatea să comunici cu comunitatea. La acest eveniment participă și elevii, se derulează de altfel în centrul vechi al Craiovei, un loc frumos, un loc de tradiție, și an de an fiecare facultate, specializare aș putea spune, își prezintă experimentele, își prezintă partea practică. Pe partea de litere există partea de artă, de teatru, deci fiecare prezintă partea specifică facultății respective. Pentru că am ajuns la acest punct, nu putem să nu vorbim de un eveniment mare pe care îl va organiza Universitatea din Craiova în luna mai de această dată, proiectul Zilele Porților Deschise, când, iată, instituția se deschide către toată lumea, indiferent că vorbim de liceeni și poate și de persoane mai vârstnice care, chiar dacă nu au urmat studii universitare și nu mai au timpul să o facă, își doresc să cunoască instituția Universității din Craiova. Așa este. Zilele Porților Deschise, de fapt, continuă caravana învățământului oltean. Dacă echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, însoțită de reprezentanții Convenției Organizațiilor Studențești, se deplasează în liceele din cele 5 județe ale zonei sud-vest Oltenia, de data aceasta invităm noi, reprezentanți ai liceelor din cele 5 județe, să vină la noi. Evenimentul are loc, în ultimii ani de altfel a avut loc tot timpul în holul central al Universității din Craiova, au posibilitatea de a dialoga direct de data aceasta, nu doar prin reprezentanții centrului, cu cadrele didactice, reprezentanții ai studenților, iată din nou, reprezentanții Convenției Organizațiilor Studențești sunt prezenți, așa cum am subliniat, în toate proiectele. Indiferent că vorbim de caravana învățământului oltean, că vorbim de studenții noștri pot mai mult, iată, deci aici sunt actorii principali, aș putea spune că noi doar îi sprijinim în a-și etala fiecare specificul. În Zilele Porților Deschise din nou sunt prezenți, în Cariera Ta Contează, în Forumul Carierei, deci peste tot sunt prezenți. De ce? Pentru că este normal, ei sunt principalii beneficiari ai Universității din Craiova. Ceea ce vreau să subliniez și îi felicit pe această cale, toți studenții care sunt implicați în aceste proiecte, de fapt, derulează ce? Activitate de voluntariat. Ori, exact cum am specificat și subliniez și le transmit și lor pe această cale, este foarte important să punem accentul pe această parte de voluntariat, mai ales că legea îi ajută foarte mult în acest sens. Și care face diferența în momentul angajării foarte între ei mare. Și alți colegi care se rezumă doar la ceea ce înseamnă activitatea de studii, de licență. Exact. Aș sublinia că această diferență nu se vede doar pe hârtie. Faptul că apar menționate, nu știu, 10 proiecte studențești sau derulate de către centru, Universitatea din Craiova prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, ci aceste proiecte se reflectează efectiv în ceea ce ei dialoghează, în ceea ce îi exprimă în momentul în care se prezintă la un interviu, sunt mult mai liberi, discută mult mai lejer, știu exact despre ce vorbesc pentru că ei au trecut prin acele etape, adică nu vorbim de niște etape care nu s-au ars și apar doar
redactate pe o foaie de hârtie, pe acel CV. Nu vorbim în mod categoric de timp pierdut, vorbim de atribute. Câștig de, pe toate. Exact, pe care studentul și le însușește. De la faptul că învață chiar și să lucreze în echipă, învață să aibă responsabilități, să fie preocupat în mod conștient de anumite lucruri. Să se încadreze în deadline-uri, un lucru foarte important, ca viitor angajat. Deci, lucru în echipă, faptul să-ți respecti programul, faptul să fii punctual, să fii responsabil, să-ți faci partea ta foarte bine, să nu afectezi munca echipei, din punctul meu de vedere, sunt obligatorii în pregătirea unui viitor angajat, indiferent de domeniul de studii și respectiv viitorul domeniu de activitate în care va lucra fiecare dintre ei. Și foarte important, aș spune eu încă o dată, cei care acum se gândesc ce studii de licență să urmeze, să se informeze din timp, să-și găsească locul, a spune, să meargă acolo unde se potrivesc, iar ceilalți care se pregătesc pentru piața muncii de data aceasta, să învețe, să vină la voi, să îi ajutați, să învețe să redacteze un CV, să învețe să se prezinte în fața angajatorului, pentru că de foarte multe ori această probă de interviu, prima impresie, este cea care este definitorie. Este adevărat, dar până la partea de interviu trebuie să avem un portofoliu de angajare foarte bine redactat. În sensul că nu avem șansa să ne prezentăm la interviu cu un CV slab sau făcut neglijent, făcut cu 5 minute înainte de a-l lista. Sunt lucruri care nu se întâmplă în 5 minute și care necesită pregătire. Și de aceea, încă de când ei sunt boboci, din anul întâi, de altfel am insistat în perioada octombrie-noiembrie, chiar am insistat ca trainingurile din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră în mod special să coopteze și studenți din anul întâi. De ce? Pentru că aici este partea cea mai sensibilă. Aici ei se decid dacă merg mai departe sau se opresc. Ori în condițiile în care tu îi motivezi, le spui clar că acolo este lumința din capătul tunelului și nu te îndrepți spre neant, în momentul acela ei, încurajați fiind și știind clar ce direcții, spre ce direcții se îndreaptă, în momentul acela lucrurile se schimbă radical. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Cu mare drag. A fost alături de noi așadar doamna dr. Cristina Soare, director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră de la Universitatea din Craiova. Eu vă doresc toate cele bune.